Elevii din Timișoara și zonele periurbane care au fost carantinate nu revin fizic la școală. Ei continuă cursurile online și vineri 2 aprilie, urmând ca după terminarea acestora să intre în vacanță. Grădinițele din județul Timiș vor rămâne deschise pe perioada vacanței de o lună a elevilor. De asemenea, tot în această perioadă au loc și simulările pentru bacalaureat și evaluarea națională pentru elevii care nu le-au putut susține din cauza carantinei.